Acest program este interzis persoanelor sub 18 ani. Salutări, salutări! Ștefan sunt! Gogo! Și astăzi avem ultimul din seria Rincoe. Mantomini! Mantomini. Ia Mantomini. Mamă, ce-mi place! Cât de light e! E foarte light și are și baterie. Este mecanic? Bă, este un box mod. Da? Aproape mecanic. Ce știe să facă? Ia-ți atomizorul ăsta. Ăsta? Ăsta deocamdată nu. Ăsta pe Closa. Vine cu un RDA pe care o să-l seteze Gogo. Da, stai că vă povestesc acum despre el. Povestește. Tu puneți atomizorul ăla și vapează-l. Bine. Un box mod aproape mecanic pentru că are un buton electronic și încărcare micro USB. Funcționează cu o singură celulă de asta și oferă cât poate. Acum acest cât poate se duce până la lejer 0.14. Cât are mă ăla? 0.15 ohm, ceea ce este blană rău de tot. De ce au pus un dripper și o să vă arăt pe close-up ce fel de dripper și ce build-uri nesimțite, nenorocite intră în dripperul ăla. La un mod cu o singură baterie, nu știu. Pentru că 0.15 ohm ăsta, dacă mai trage de 10 ori și dacă eu mai vorbesc încă 2 minute, e cam gata. Omoară bateria, asta am vrut să spun. Da. Știți? Altfel, box modul este un plastic turnat bine și cu un buton. N-are șarfă de aia să scoți bateria. N-are. Foarte urât. E scumpă. Foarte urât. Am văzut moduri de genul ăsta, costă fix 100 și un pic de lei. Fix nimic. Da. Da. E interesant pentru un mecanic. Un mecanic cu protecția la scurt circuit totuși. Totuși. Și box mod, nu orice mecanic. Și nu cu MOSFET, cu ceva electronică, care și LED și altceva. Da, 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 ți arată și încărcarea bateriei, mă rog. Hai să vă arăt pe close-up cum se setează dripperul ăla. Da? Da, e frumos, le arăt. Mai facem un setup. Am crezut că mai spui ceva. Nu, și după aia ne întoarcem și mai vorbim puțin despre mod. Ca de obicei. Normal. Aici avem un kit, ok, 90W, știm de pe acum. Pe spate nu ne spune nimic interesant și pe aici nu. Și ok, avem ceva albastru. Hai să-l desfacem și să vedem înăuntru ce avem. Și avem așa, a trecut testul de calitate. Ok, niște specificații de la atomizorul Metis RDA. Deci avem un dripper acolo. Garanție. Un cartonaj despre siguranța acumulatorilor cu wrap întotdeauna. Ok, setul lor, Manto S l-avem la review, Manto X l-avem la review, Manto Mini vorbim acum și mai au și niște poduri despre care o să discutăm dacă o să le trimită. Avem manual de utilizare engleză-chineză și interiorul. Dripperul este modul. Este și cablu USB, nu mare rost să desfacem chestia aia. Wow! Deci este... Credeți-mă pe cuvânt că dripperul ăsta e mai greu decât el. Deci omul recoil aici e mai greu decât el. E un mod din plastic, foarte ușor, fără nimic. Să-i punem și o baterie. Și avem un LED aici. LED care 5 click-uri pornit oprit și ne anunță cu atomizorul din pachet. Atomizorul are câți milimetri ăsta? Care 24. Dacă nu chiar 25. Nu, 24. 24 de milimetri arată bine. Flash 25 iese puțin în afară. În pachet avem atomizorul Manto, parcă au spus ei. Un atomizor. Un atomizor al căror garnituri sunt foarte mari și solide și nu pot să-i scot ăsta, cel puțin acum.
două posturi cu șuruburi mari și dual airflow care se reglează cu chestia asta. E un sistem pe care îl știm, pe care îl știm de la alte atomizoare, nu e nimic spectaculos, dar e un sistem care merge. Și chiar îmi plac posturile astea mari și chiar aș vrea să-l setăm. Să punem un build mare, ceva. Nu înțeleg de ce au pus atomizorul ăsta. Deci ăsta e un atomizor de foarte mare buhăială. Un atomizor de 100 de W plus. Da, de 0.1. Nu înțeleg de ce au pus atomizorul ăsta cu găurile astea care acceptă build-uri super mici pe un mod semi-mecanic cu încărcare USB care abia dă ceva acolo. Dar cu serios. Nu știu, trebuia inclus cu modurile alea de 200 de W, cu... Oh, uite, vezi, vine câte unul și dă cu moci în fasole. Separat, produsele sunt ok. Asta e un mod simplu, un mod care nu are nimic. E practic un mecanic cu pornit oprit la 5 clicuri, protecție la scurt, are protecție la scurt. Ia să vedem. O baterie Sony VTC6. Mi-a căzut ăla, dar nu-i nimic. Ok, deci nu va porni dacă nu are un consumator. Și acum îi facem scurt. Da, și a semnat la scurt. Hai să vedem dacă merge scurtul și în timpul funcționării. Da. Deci e un mecanic cu încărcare USB și protecții la scurt, foarte ok. Foarte ușor, foarte simplu și cel mai probabil că și foarte ieftin. Da? Și i-au pus în pachet un dripper care nu are nicio legătură. Separat, dripperul e ok, modul e ok. Împreună nu fac casă bună, nu sunt de acolo. Mi-a căzut pe jos capacul, ce să facem? Hai pe larg să vorbim. Bun, acum că ne-am întors și v-a arătat Gogo cam ce build-uri nesimțite poți să pui pe RDA-ul ăla, build-uri pe care noi la filmare nu le-am avut pentru că motive. Da, adică o să fac close-up-ul după. Ai, exact! Ca să nu, totuși, nu suntem neprofesionali, doar că timpul nu ne permite, care va să zic că... Practic, oricum, e recomandat să... Probabil să mai ai RDA-uri pe acasă, să nu bă, te bazezi în asta. Și au pus un dripper mă la ăla. Nu știu, frate, că nu e. Nu are, deci nu are nicio logică. Și e un dripper care are niște posturi foarte mișto. Chiar da. Pă, dar e ciudat. Foarte ciudat. Foarte ciudat. Deci dripperul ăla ca să meargă trebuie minim 0.2 ohm. Crezi că îi dau dungile astea învârtind carcasa, poți să mergi? Și vine cu spray? Nu m-am gândit niciodată. Așa. Sau dacă au un spray care se învârte așa în jurul lui. Nu cred. Eu cred că sunt niște chinezi cu sârme care se învârt, uite așa, știi? Se învârt sârmele și vine cu spray-ul. Stă un cu spray. Sau fie automat. Știi? E fix spray-ul ăsta. Poate așa e printul. Sau cu pensula. Poate face transfer de la pe apă. Hai mă, fii serios. Sunt serios. Te-ai văzut pe chinezi cum muncezi? Nu. Știi că te ție să faci un transfer pe apă? N-ai... Nu. Nu. Poate o imprimantă de-aia care tipărește pe apă, pe pac, bage la așa și faci transfer. Nu. Povestește-ne de Mantomini, de la firma Coae, Rincoae. Rincoae. Da. Modul mi s-a părut foarte ok și bun. Apropo de mod. Deci, la mecanicul ăsta care e tot plastic, n-are fâșie de tras acumulatorul ăsta, e un minus, da? Capacul stă bine aici în spate. Bateria stă țapănă. Ce te mai interesează? Butonul. Da. Bă, și butonul se simte mișto. Foarte mișto se simte foarte butonul. Mișto. Da? Da. Eu l-am folosit în modul mecanic cu un Kaifun. No. Bă, da. Adică... Mi-a plăcut. Pe tu vapezi mecanic, Kaifun? Da, uite, am pus Kaifunul cu ăsta. Înapoiat. Și mi s-a părut că merge foarte ok. E părerea ta, brother, nu știu ce să zic. Ar fi trebuit rezistența puțin mai jos. Mă prea să fie puțin mai călduț, așa să mă lovesc pe plămâni. Știi care e problema cu el? Ah. Mufa asta are, e prea tare. E scurtă. E prea lungă.
cam e scurt filetul și pinul de plus e ieșit cam în afară. Trebuie și trebuie să apeși pe el, da, da, știu. Și prinde câteva filete, nu știu ce să zic. Nu știu, mufa trebuia mai înaltă, îți spun sincer, prevăd lucrul ăsta ca un failure point în designul modului. Adică este un punct vulnerabil al modului, da. Așa a zis și Daniel. Da, nu s-a vândut. Ce mod a zis el că e nașpa? Așa e. Te-am lăsat mult. De uimire. Da. Da, merge bine. Merge foarte bine. Merge foarte ok. N-are și lag. E un sistem de ăsta foarte simplu și ușor. Asta e, frate, că m-am plictisit de moduri dar grele. Dar mie nu mi-a plăcut niciodată modurile grele, îți spun sincer. Nici mie, dar n-am o bandă. Deci VTC de mini asta, dacă venea cu o carcasă de plastic, eram, știi cum? De titan. De titan. Bine, nici nu pot să-l condamn, că săracul și-a luat niște căzături și niște trântei de... Zici, Doamne, ce e asta? Dar a rezistat. Ei, sare, știi cum e? Deci VTC mini, și eu îl păstrez, pentru că este Nokia-ul 3310 al țigărilor electronice. Frate, îl dai pe jos, îi sare capacul și bateria, le pui la loc și mergi mai departe, de parcă nu s-a întâmplat nimic. Și chiar nu s-a întâmplat nimic. Exact. Sigur, se va zgâria. Dar chiar îți pasă? Adică să folosești un mod timp de 3 ani cu aceeași electronică, să n-ai nicio problemă, să-l încarci pe micro-USB, să-l scapă jos de... Asta înseamnă să îngropi, deci, mod șmecher. E modul ăsta, e ca văduvele alea, dar îngropat 3-4 soți, așa îngroapă VTC mini atomizoare, știi? Deci cred că îngropat, da, 4 atomizoare cu sticlă spartă, el n-are nimic. E un nesimțit. Da, știu. Și mai e și foarte versatil, poți să pui ce soft vrei tu pe el, dar zici că suntem în Matrix aici. Inclusiv jocuri. Inclusiv de ăsta, Flappy Bird. Flappy Bird. Da. Foarte tare. Da. Ăsta a fost atomizorul care a fost, ăsta a fost kit-ul care a fost logica de au pus atomizorul ăla. N-am înțeles-o. La un milion modul, un milion jumate cu tot kit-ul. Cred că din familia Manto ăsta e singurul original. Că n-am văzut. Tu ai mai văzut mod mecanic? Da, da, da. Asta? Am văzut de ăsta, da. Mecanic? Da. Atunci am retrat cuvintele. Am văzut. Da, am zis că era n-am văzut pe la noi. Am văzut eu la Smogmania. Au? Da, da, da. Aveau cel puțin atunci. Când te uitai tu. Da, mi-a zis, uite ăsta ce tare. Bă, zis... se pare că familia Manto toată, inclusiv Miniu, primește un like din partea noastră cu condiția, da, să luați în jurul la 100 de lei și să nu vă bage atomizorul pe gât, pentru că... Și atomizorul e bun de păstrat, dar să-l băgați pe un alt mod. O să omoare baterii. Da, e killer. Deci, ia uite, cum e mufala asta? E bine? Ma... Până data viitoare, eu am fost Fane. Eu am fost Gogo. Și modul ăsta are mufa pusă bine, cu latul în jos, pe micro-USB. Nu uita să ne urmărești și pe social media, a.k.a. Facebook, Instagram, Waffle, care e o aplicație specială pentru vaperi. Și... și aburi pufoși, gustoși. Da, vapeon! Vapeon! Pa! Vape Nation! Vape Nation!